Astăzi suntem în măsură să vă anunțăm constituirea Grupului Popular European. Acest grup va fi format din deputați care au activat până în prezent ca neafiliați, și anume Valeriu Ghilețchi, Ștefan Treangă, George Mocanu, Aliona Goța, Octavian Glamă, Mihaela Spătaru, Simeon Grișciuc, Eugen Capov și cel care vă vorbește. În total, în prezent, ne referim la un grup de 9 deputați, la care pot adera pe viitor și alți colegi care susțin parcursul european al Republicii Moldova. La această etapă ne axăm pe demisiunea colaborării parlamentare.